În ziua în care unele voci spuneau că Rusia ar putea invada Ucraina, oficialii de la Moscova susțin că retrag o parte din trupele staționate la frontiera țării vecine. În București aerul a fost greu de respirat din cauza poluării. Cele mai mari depășiri ale limitelor s-au înregistrat în Pantelimon, Șoseaua Giurgiului și Ferentari, din cauza arderilor ilegale de deșeuri, spun activiștii de mediu. Și lunile prea călduroase din această iarnă, fără zăpezi și ploi, usucă pământul. În multe zone, seceta s-a instalat la mare adâncime. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Astăzi, la data indicată pentru o presupusă invazie rusă, Ucraina a marcat Ziua Unității Naționale, iar Rusia a anunțat că își retrage o parte din trupele sale de la granița Ucrainei. Totuși, NATO spune că nu a văzut niciun semn de detensionare în teren. Ba din contră, Rusia continuă cea mai mare concentrare de forțe din Europa de după războiul rece, a spus secretarul general al NATO. Președintele american Joe Biden a vorbit despre 150.000 de soldați ruși care pot ataca oricând Ucraina din trei părți. Ministerul rus al apărării a difuzat imagini cu tancuri și vehicule militare transportate pe un pod de cale ferată, părăsind Crimea anexată după ce ar fi încheiat manevrele militare din peninsulă. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus, along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. Astăzi s-au reunit la Bruxelles miniștrii apărării din NATO, iar alianța a devenit mai puternică în fața provocărilor ridicate de criza ucraineană, după cum a spus secretarul american al apărării Lloyd Austin. So far, we have not seen any de-escalation on the ground. On the contrary, it appears that Russia continues the military build-up. We will continue to convey a very clear message to Russia that we are ready to sit down and discuss with them, but at the same time, we are prepared for the worst. If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. The United States and our allies and partners will respond decisively. Pe de altă parte, Kievul a anunțat că site-urile Ministerului Ucrainean al Apărării și a două bănci au fost vizate de pirații informatici. Există temeri că Rusia ar putea recurge și la atacuri cibernetice pentru a destabiliza Ucraina. Președintele Biden a spus că Statele Unite sunt pregătite să răspundă și la astfel de atacuri hibride. Discursul lui Joe Biden a venit la câteva ore după ce președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu vrea un alt război în Europa, dar garanțiile de securitate solicitate de Moscova trebuie să fie luate în serios. Astăzi noi vedem infrastructura NATO прямо у нашего дома. Более того, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра. А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Regiunea Donbasului ar trebui să fie independentă, a mai spus Putin după întrevederea cu cancelarul Germaniei. Что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. Cancelarul german Olaf Scholz a fost acuzat până acum că se comportă ca un lider slab în criza ucraineană și că tratează Rusia cu menajamente. Însă, în cursul vizitei sale de ieri de la Kremlin, i-a ținut piept lui Vladimir Putin și nu s-a ferit chiar să-l ironizeze. Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung. Jeder weiß es ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Dacă liderii occidentali au fost ținuți la distanță, la masa lungă, Putin a stat mai aproape de președintele brazilian Jair Bolsonaro, care a fost astăzi la Kremlin. Cei doi chiar și-au strâns mâinile. Rapoarte anterioare ale serviciilor de informații americane indicau data de azi drept ziua în care Rusia a putea ataca Ucraina, iar președintele Volodymyr Zelensky a declarat 16 februarie Ziua Unității Naționale, cerându-le ucrainenilor să arboreze drapelul și să poarte panglici în culorile naționale, albastru și galben. Zelensky, care este în turneu prin țară, a făcut apel la calm.
În acest timp, liderii NATO vorbesc despre noi grupuri de luptă în zona Mării Negre, unul chiar în România. Acesta este planul de reacție rapidă al țărilor NATO, ai căror miniștrii apărării se întâlnesc astăzi și mâine la Bruxelles. Va fi noua normalitate, după cum a spus în urmă cu puțin timp secretarul general al NATO. Este cel mai complicat moment din ultimele decenii, iar întâlnirea miniștrilor cea mai importantă din ultimii ani, a declarat și numărul 2 în ierarhia NATO, secretarul general adjunct Mircea Joană. România a cerut să fie a cincea țară din flancul estic al NATO care să aibă pe teritoriul național un grup militar al Alianței, denumit prezență militară avansată, în fapt prezență militară permanentă. Franța și-a asumat rolul de țară care să conducă acest batalion, deci din cei 1000 de soldați străini care vor veni cu armament propriu, 300 vor fi francezi. I visited Romania on Friday. They are ready to host a battle group. France is ready to lead the battle group. And other allies have also expressed a willingness to be part of that. So there is a strong will, there is a strong readiness, but the final decision has not yet been made. We'll make that based on advice from military commanders. Franța ar putea reedita în România operațiunea Lynx din Estonia. Asta înseamnă, pe lângă prezența permanentă a militarilor NATO, ca Franța să trimită, ca în țara Baltică, 12 tancuri Leclerc, 8 mașini blindate de luptă ale infanteriei, 21 de blindate ușoare, 2 blindate ale geniștilor, plus echipament auxiliar logistic de tractare și reparații. Niciun cetățean român nu trebuie să fie, să se teamă, să aibă frică de o implicare a României într-un conflict militar, pentru că acest lucru nu se va întâmpla. Să continuăm să promovăm dialogul pentru a obține aceste obiective și, în egală măsură, este nevoie să fim pregătiți pentru situația în care vom ajunge la un conflict. Ministrul nostru de externe a făcut aceste declarații în fața parlamentarilor care l-au chemat la discuții despre poziționarea României în criza de la graniță. Mesajul vine la 12 ore de când la Washington, președintele Statelor Unite Joe Biden a anunțat că toți membrii Alianței vor fi apărați în cazul în care situația va degenera. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Make no mistake. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. And the United States' commitment to Article 5 is sacrosanct. But let there be no doubt. If Russia commits this breach by invading Ukraine, responsible nations around the world will not hesitate to respond. În iulie 2016, la 2 ani de la anexarea Crimeei, la summitul NATO de la Varșovia, Alianța a aprobat așa-numita prezență militară avansată. 7 luni mai târziu, Polonia, Letonia, Lituania și Estonia primeau militarii din alte state NATO pe teritoriul lor. În această săptămână se împlinesc exact 5 ani de când trupele staționate permanent asigură securitatea acestor 4 țări, sub conducerea altor 4 țări cu armată puternică, Statele Unite, Canada, Germania și Marea Britanie. În România, pe lângă acest batalion sub comandă franceză, care se va instala în câteva luni, Italia asigură poliția aeriană cu 4 avioane de luptă. Germania a trimis și ea alte 3 avioane Typhoon, iar Statele Unite avioane F-16 la baza aeriană de la Fetești. Tot în țara noastră se află de câțiva ani 1000 de militari americani la Mihail Cogălnicianu. Lor li s-au alăturat săptămâna aceasta încă 1000 de militari din aceeași armată, trimiși cu blindatele Stryker direct din Germania de la unitatea lor de infanterie mecanizată. Mai adăugăm 120 de americani care operează scutul antirachetă de la Deveselu și alți 100 de militari ai Statelor Unite care operează la baza aeriană de la Câmpia Turzii dronele MQ-9 Reaper. În comparație cu România, în Polonia, de exemplu, care găzduiește și ea un scut antirachetă, numai numărul soldaților americani trimis să protejeze țara se apropie de 10.000. Un elicopter american Black Hawk cu 4 militari la bord a fost filmat la ora prânzului în Vama Siret, județul Suceava. Aparatul de zbor a aterizat și a lăsat la sol militari care, potrivit martorilor, s-au plimbat câteva zeci de minute printre persoanele aflate în vamă. I-au salutat pe cei care îi filmau, însă nu au dorit să spună de unde au venit sau ce fac acolo. După aproximativ 40 de minute, militarii s-au urcat în elicopter și au plecat după ce au survolat din nou zona. Surse militare spun că a fost vorba de o misiune de rutină. Îngroziți de facturile uriașe pe care le primesc pentru curent și gaze, oamenii își scot casele la vânzare și vor să se mute în locuințe mai mici, bine izolate. Ce spun experții, aflați imediat.
Doi părinți din Timișoara care și-au abuzat sexual fiica minoră timp de 5 ani au primit o pedeapsă revoltător de blândă. Magistrații Curții de Apel Timișoara susțin că ororile s-au produs pe ascuns și nu pot fi dovedite în întregime. Din această cauză au eliminat acuzațiile de corupere și agresiune sexuală aduse soților și au păstrat-o doar pe cea de viol. Avocații vorbesc despre o lipsă de empatie a judecătorilor care au redus la jumătate pedepsele primite inițial de părinți. După sentința finală, tatăl trebuie să stea la închisoare 10 ani, iar mama 8. Fetița pe care au supus-o unor chinuri de neimaginat va depăși cu greu traumele. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi părinți au început să-și abuzeze fata când avea doar 8 ani. Tatăl a fost cel care a pornit chinul pentru copilă, dar mama, au stabilit procurorii, știa de comportamentul aberant al bărbatului. Apoi, după 2 ani, a început să ia și ea parte la orori. Când a realizat că este greșit ce îi se întâmplă, fata a povestit coșmarul pe care îl trăia unei colege de școală, care și-a alertat familia. Părinții agresori au fost ridicați de poliție când victima avea 13 ani. Colegii mei au intervenit în regim de urgență. S-a pus accent în primul rând pe securizarea copilului. Judecătoria Timișoara l-a condamnat pe tată la aproape 20 de ani de închisoare și pe mamă la 15 ani. Avocații familiei au contestat sentința și, la Curtea de Apel Timișoara, cei doi au fost achitați de două dintre capetele de acuzare, pe motiv că faptele de corupere și agresiune sexuală nu au putut fi dovedite. Curtea de Apel Timișoara a transmis că, în situațiile de abuz asupra minorilor, probele pentru stabilirea vinovăției sunt dificil de produs și administrat, dată fiind clandestinitatea în care acest tip de infracțiuni se săvârșesc și, din acest motiv, nu întotdeauna organele judiciare au viziuni comune asupra aprecierii și interpretărilor. Cu astfel de opinie, pedepsele primite de părinți au fost reduse la jumătate. Bărbatul va sta doar 10 ani și 4 luni după gratii, iar mama fetei 8 ani și 4 luni. Pedeapsa este legală, dar ca om vă spun, este strigătoare la cer. Este de neconceput pentru un om întreg la minte cum astfel de părinți pot beneficia de clemența instanței. Curtea de apel a redus și daunele morale pe care prima instanță le acordase fetei de la 100.000 de euro la 50.000 de euro. Fetița este și acum sub protecția statului. Cel mai probabil, această traumă nu va putea fi depășită complet niciodată, cu atât mai mult cu cât autorii abuzului sunt chiar principalele persoane de atașament ale copilului, și anume părinții săi. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în primele 9 luni ale anului trecut, în România, peste 1000 de copii au fost abuzați sexual. Alertă în capitală din cauza poluării. Toate stațiile care măsoară calitatea aerului au arătat dimineață depășiri uriașe de până la 700%. Oamenii au reclamat aerul greu de respirat și praful care s-a depus vizibil pe mașini. În timp ce reprezentanții gărzii de mediu ridică din umeri și spun că nu au identificat cauza, activiștii spun că de vină sunt arderile ilegale de deșeuri. În zorii zilei, un nor gros de fum acoperea zone întinse din București și împrejurimi. Această imagine a fost surprinsă în cartierul Titan din capitală, unde cerul era acoperit de o pâclă neagră. Un praf gros s-a așternut pe mașinile din parcări, iar aerul a devenit în scurt timp înțepător și greu de respirat. Mirosuri din aer, practic nu poți să deschizi ferestrele. Nu e fumul ăla de lemn sau de cărbune. Se simte aerul mai greu de respirat. Din cauza aerului cald, particulele de aer poluat nu au fost spulberate de vânt și s-au depus pe mașini. Priviți aceste urme de pe capota mașinii, aici se văd cel mai bine particulele de praf din atmosferă, care în mod normal ar trebui să se răspândească. Însă pe fondul unei presiuni atmosferice ridicate, circulația aerului este de sus în jos. Stațiile de măsurare, atât independente cât și cele ale gărzii de mediu, au arătat creșteri alarmante. Punctele roșii care apar pe hărțile senzorilor din rețelele de monitorizare a calității aerului arată depășire record ale limitelor admise. Măsurătorile independente indicau cele mai mari valori de poluare în Pantelimon, Șoseaua Giurgiului și Ferentari. La fel de rău au stat și localitățile din apropierea Bucureștiului. Acesta este senzorul din Popeș-la-Ordeni, care la ora 10 dimineața arăta 245 de micrograme pe metru cub. Asta înseamnă de aproximativ 10 ori limita maximă admisă legal. Cele mai mari depășiri au fost înregistrate la doi indicatori importanți în măsurarea calității aerului, PM2,5, respectiv PM10, particule toxice de ordinul micronilor ca dimensiune, de 40-70 de ori mai mici decât grosimea unui fir de păr. Vorbim de depășiri de 700 de ori pentru PM2,5 și de 400 de ori pentru PM10. Acești indicatori arată de la ce provine aerul poluat. PM2,5 provine în special din arderi de deșeuri, iar firele de praf detectabile în aer apar de cele mai multe ori în orașele mari.
PM10 este un praf extrem de fin care nu poate fi văzut cu ochiul și poate fi produs de arderi, de trafic, de condiții meteo nefavorabile, dar și de lipsa spațiului verde. Substanțe volatile care se găsesc în aer, din diferite uleiuri, din descompuneri chimice și particulele acestea acționează ca un magnet, strâng tot ce e toxic în aer, orice substanță toxică, se atașează de particulă și noi inhalăm. Atunci când arzi cabluri categoric și amestecat cu gunoaie, poți să ai mercur care este evaporat rapid prin ardere. Inspectorii de la Garda de Mediu au plecat în control în miezul zilei, însă nu au semnalat arderi necontrolate de deșeuri. Nu avem constatate până în acest moment situații punctuale unde sunt arderi de deșeuri de orice fel. Poluarea cu praf, dar și cu noxe, provoacă infecții pulmonare grave, spun specialiștii, îndeosebi astm și cancer pulmonar. România înregistrează prima iarnă cu secetă, avertizează meteorologii. În ultimele luni au căzut cele mai puține precipitații de când se fac măsurători la noi. În timp ce ne bucurăm de zile călduroase cu 17 grade, culturile sunt în mare suferință în lipsa zăpezii. În aproape jumătate din țară, rezervele de apă din sol sunt minime și unele zone sunt afectate serios de seceta instalată la mare adâncime. Iar prognoza nu este deloc favorabilă pentru agricultură. Este ora prânzului, iar termometrul arată aici, în Ilfov, 15 grade Celsius. Însă, potrivit meteorologilor, la nivelul țării, astăzi, temperatura va ajunge chiar și la 17 grade Celsius. Dacă ne uităm la ultimii 5 ani, este cea mai caldă zi de 16 februarie, iar diferența față de anul trecut este uriașă. În 2021, un an agricol bun de altfel, pe vremea asta erau în jur de 5 grade Celsius, o temperatură potrivită pentru culturi. Harta rezervelor de apă din sol arată îngrijorător. În aproape jumătate din țară este deja secetă, iar în zona de sud a Moldovei este cel mai rău. În ultimele 6 luni a plouat foarte puțin. E atipic pentru că în istoria măsurătorilor agrometeorologice am avut, practic, prima iarnă în care am avut secetă. Practic, din cele 6 luni de când a început anul agricol, în 4 nu a plouat sau nins mai deloc. În multe zone din țară, însămânțatul la culturile de toamnă s-a făcut în condiții foarte dificile din cauza pământului uscat. În județul Vaslui, de pildă, aproape jumătate din aceste culturi au răsărit neuniform sau deloc. Să dați așa, ar fi trebuit să arate o rapiță pe toată suprafața. El ar fi trebuit și rădăcina să fie mai lungă. Vedeți că el are o rădăcină pivotantă. Datorită secetei, el s-a dezvoltat în zona unde rădăcinuțele, în zona unde a fost apă. Iar prognozele meteo nu sunt optimiste. Până la finalul acestei luni nu sunt anunțate ploi sau ninsori abundente. Luna martie poate veni cu episoade scurte de îngheț care ar afecta și mai mult culturile. Mai avem temperaturi cu minus noaptea, temperaturi negative și încă o mai ține pe loc. Și acum dacă folosim termometru, îmi apar 20 de grade la nivelul solului. Foarte mult pentru jumătatea lunii februarie. Cât ar trebui să fie? Păi eu aș prefera să fie, să avem 50 cm de zăpadă și minus 5 grade. După cum vedeți, avem praf. Deci culturile cele mai afectate acum sunt cultura de grâu și de rapiță. Grâu, la ora la care suntem, ar trebui să fie înfrățit și sub zăpadă. Nu am avut zăpadă. Toate acestea vor provoca, inevitabil, noi creșteri de prețuri la alimente, spun fermierii. În toamnă, din păcate, a venit un dublu șoc, mai ales pentru cei din sectorul vegetal. A venit șocul scumpirilor la utilități, gaz, electricitate, carburant. Pe de o parte și pe altă parte șocul scumpirii inputurilor, mai ales al îngrășămintelor. Aceste probleme aduc din nou în discuție sistemele de irigații promise de ani buni de autorități și rămase cel mult la stadiul de proiect. Masca este încă obligatorie pe stradă, în autobuz, la serviciu ori la piață, au spus astăzi premierul și ministrul sănătății. Declarațiile vin după ce Curtea Constituțională a declarat că ordonanța care impune purtarea măștii în aer liber încalcă legea fundamentală. Decizia judecătorilor nu se aplică decât peste câteva săptămâni, când vor scrie motivarea deciziei. În cazul în care numărul infectărilor și al spitalizărilor la terapie intensivă nu va scădea, guvernul poate modifica legislația pentru a păstra masca obligatorie. Purtarea măștii de protecție rămâne obligatorie în spații închise și deschise, transmit premierul și ministrul sănătății. Formal, prevederile legale sunt în vigoare. Personal fac apel la populație pentru a
ne proteja în continuare. Masca nu este o restricție, ci o măsură de protecție de bun simț, de părere ministrul sănătății. Această ordonanță care a fost declarată neconstituțională, adoptată în anul 2020, făcea referire la utilizarea măștii în spațiile deschise. În mod evident, după publicarea ei, trebuie să facem în așa fel încât să respectăm decizia Curții Constituționale. Acum, celelalte moduri de utilizare a măștii în spații închise, în mijloacele de transport în comun, în piețele închise, pentru că sunt și astfel de situații, este reglementată sau sunt aceste situații, sunt reglementate de legea 55, deci este clar că nu se renunță la mască în spațiile închise. Judecătorii Curții Constituționale au termen 20 de zile să publice în Monitorul Oficial motivarea deciziei. Abia după aceea, purtarea măștii nu va mai fi obligatorie. Însă, guvernul este pregătit să vină cu noi reglementări în cazul în care numărul infectărilor și al spitalizărilor rămâne ridicat. Există un ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor, care va fi adaptat în funcție de decizia Curții Constituționale. Dacă transmiterea comunitară se dovedește intensă și numărul de cazuri la secțiile de terapie intensivă rămâne ridicat, atunci Guvernul României va lua decizia, așa cum vă spuneam, care să răspundă nevoii de protecție a sănătății populației. Acum sunt ocupate 1156 de paturi de terapie intensivă, asta însemnând 60% din totalul destinat pacienților cu COVID. O eventuală relaxare a restricțiilor ar veni după ce această rată de ocupare ar scădea sub 50%, spune ministrul sănătății. Între timp însă, numărul infectărilor se menține ridicat la peste 17.000 în numai 24 de ore. Curtea Constituțională s-a pronunțat pe elemente de formă asupra ordonanței de urgență care a modificat acest articol, guvernul va putea să vină cu o altă reglementare. Așadar, pot fi aplicate amenzi de până la 2500 de lei celor care nu poartă mască. Loviți de scumpiri din toate părțile, mulți amână lucrările de renovare a locuințelor. Materialele de construcție costă mai mult, iar bugetele familiilor sunt oricum afectate de explozia facturilor la curent și gaze. În consecință, meșterii sunt chemați în general la reparații urgente, unde tarifele sunt mai mici. M-a solicitat la o desfundare de ghiuvetă, da? Și demontarea două ghiuvete într-o baie. Acestea sunt cele mai dese lucrări la care intervine Alexandru Anghel, instalator de profesie. Ne spune că față de aceeași perioadă anului trecut, acum este chemat mai degrabă pentru mici reparații, pentru că oamenii se tem să mai înceapă lucrări ample, care presupun costuri mari pentru materiale și manoperă. Nu mai țin un robinet, urge un robinet, s-a spart un racord sau nu mai funcționează bateria în momentul ăla, atunci solicită un meseriaș. Pur și simplu caută variante alternative, cum ar fi fie caută un vecin, fie caută un prieten, fie apelează la un constructor care e la îndemână și spune haideți că știu și eu să fac. Problema este că de multe ori este riscant, se întâmplă tot felul de accidente, incendii, electrocutări. Potrivit unei platforme a meșterilor din diverse domenii în care cererea se întâlnește cu oferta, de la începutul acestui an, valoarea medie a unei lucrări a ajuns la 56 de euro, în scădere cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oamenii apelează la meșteri doar pentru lucrări mici și urgente. Am observat că există categorii de joburi de mai mici dimensiuni, care au o valoare mai mică, ofertele fiind și ele în această direcție. În general, este o scădere a cererii legate de joburile de anvergură mai mare. Cea mai abruptă scădere o au locurile de muncă pentru renovarea de case și apartamente. Din totalul cererilor de pe aplicație, acestea reprezintă acum în jur de 2% față de 10% anul trecut în aceeași perioadă. Oamenii amână o renovare amplă, speriați de scumpirea materialelor și a manoperei. Caut niște soluții antimuncegai. Încerc să fac niște modificări. Mi-am propus să fac altceva deocamdată, pentru că nu sunt bani. O am de repară ceva. E vorba de niște balustrade de lemn greu de refăcut. Și le reparați dumneavoastră sau ați apelat la cineva? Da, le repar singur. Iar cei care s-au apucat de renovări au un buget cu până la 20% mai mare față de anul trecut. Cât vă așteptați să coste această renovare per total? 3-4.000 de euro. Și în trecut, când ați renovat, cam la cât? Păi, cred că cu 20% mai puțin. În același timp, cei mai căutați meșteri în această perioadă sunt cei specializați în instalații termice, apă și gaz.
Tot scumpirea energiei determină pe mulți români să se mute în locuințe mai mici. Unii au scos deja la vânzare casele pentru care și-au făcut credite și caută să cumpere apartamente confortabile, bine izolate. Asta după ce în pandemie au căutat măcar o cameră în plus pe care să o transforme în birou. Nicoleta Iordache din Iași își dă casa în care locuiește din 2005 cu soțul și tatăl său la schimb pe un apartament plus diferență de bani. Am făcut credite ca să-mi construiesc o casă. Acum vând totul pentru două camere din cauza facturilor curente. Estimativ plăteam 200 și de lei, iar acum îmi vine factura de 1348. Și Vasile Racolța are o casă mare cu 9 camere într-un cartier liniștit din Oradea. Ultima factură la gaze a fost 2200 de lei, de aproape 4 ori mai mult față de cei 600 de lei cât a plătit anul trecut în lunile de iarnă. M-aș cumpăra o casă mai mică cu vreo 2-3 camere, aici am foarte multe camere, copiii nu mai vor să mai vină înapoi. Bărbatul și-a pus deja casa la vânzare și cere 195.000 de euro. S-a conturat o creștere în rândul cererilor celor care caută un imobil mai mic. Cel mai probabil este vorba și de costurile de întreținere la utilități și inclusiv impozitele. Discutăm de un segment al pieței cu vârste peste 40-50 de ani. Mulți prefer să o ia din timp preventiv pentru a face față cheltuielor ulterioare. O soluție pentru a face economie de energie este izolarea caselor, dar asta presupune o investiție serioasă întâi. Apartamentele noi asigură din start un confort termic ridicat. Folosim polistiren expandat, densitate 80 și grosimea 10-15 cm. Specialiștii în construcții spun că prin pereții casei se pierde până la 40% din căldură. Alte 10% se duc prin uși, iar 20% prin ferestre. Prin acoperiș se irosește până la 25% din căldură, așa că totul trebuie izolat. Iar ca soluție de încălzire, cea prin pardoseală este mai eficientă. Garantează o economie la consumul de gaz undeva la 30%. Mai izolăm în plus cu spumă poliuritanică tavanele fiecărui apartament, astfel încât apartamentul nostru este izolat total și nu doar exterior. Pentru un apartament nou și bine izolat cu 3 camere, proprietarii au plătit încălzirea anul trecut în ianuarie 70 de lei, anul acesta 100 de lei. În același timp, verificați bine înainte să dați banii pentru o casă nouă. Un dezvoltator imobiliar din Ilfov este cercetat de procurori după ce ar fi păcălit cu sute de mii de euro mai mulți clienți care doreau să-și cumpere terenuri și case într-un viitor complex rezidențial. Oamenii au plătit chiar și integral proprietățile, dar nu au primit niciodată actele. În plus, lucrările nu au fost finalizate, iar anchetatorii au descoperit că unele parcele de pământ erau vândute de mai multe ori. Cel puțin 4 cumpărători au mers la poliția din Ilfov pentru a se plânge că, deși au dat banii, nu au primit nici până acum actele de proprietate. Paguba s-ar ridica la aproximativ 200.000 de euro. Dezvoltator este un om de afaceri de 54 de ani care intenționa să construiască la marginea capitalei un cartier de case în stil american asemănător cu celebrul Beverly Hills. În realitate, acesta nu și-a respectat promisiunea și nu ar fi transferat dreptul de proprietate persoanelor vătămate, spun anchetatorii. În plus, lucrările erau făcute parțial sau lăsate la stat. De fundație. O casă în acest complex din comuna Balotești, județul Ilfov, a costat între 60.000 și 80.000 de euro. Cei păgubiți au achitat integral aceste sume, însă nu au mai apucat să-și vadă construcțiile finalizate. Ca să-i convingă că va termina lucrările, dezvoltatorul le-a promis alte terenuri în această zonă la prețuri promoționale de sărbători, dar și reduceri la proprietățile cumpărate deja. De exemplu, unuia dintre clienții s-a oferit reducere de 750 de euro ca să mai aștepte, în timp ce o altă persoană a fost convinsă să cumpere un teren de 17.000 de euro pentru care nici măcar nu primise actele. Surse din anchetă susțin inclusiv că terenurile respective ar fi fost revândute fără ca adevărații proprietari să știe acest lucru. S-a promis că se livrează în 6 luni, au trecut vreo 2 ani până a reușit să ne mutăm efectiv, nu era electricitatea, sistem de iluminat stradal l-am făcut noi, sunt zone cu fundații. Și s-au dat bani foarte mulți, mulți din credite. Au fost vecini care au avut probleme cu casa nefinalizată, au plătit din fonduri proprii finalizarea construcției, practic. Asta ne-am ales să ne mutăm aici, să fim un pic izolați. Dar au fost lucruri neterminate, ca și utilități și drumuri și
cum trebuia să arate complexul. În astfel de situații, recomandat ar fi, spun avocații, să plătim eșalonat în funcție de fazele de execuție. Este o metodă practicată de către cei care nu au nicio tangență cu domeniul imobiliar, dar sunt țepari de profesie. Profitând de faptul că cei care vor să cumpere nu verifică absolut deloc, în majoritatea situațiilor, cine sunt acele persoane care vând, nu se uită pe instanțe să vadă că au procese sau au tot felul de probleme juridice și nici măcar nu verifică actele care stau la baza promisiunii. Contactat de Știrile Pro TV, dezvoltatorul acuzat a transmis că situația este temporară și se va rezolva atunci când se vor întruni condițiile necesare. Toți clienții au primit sau vor primi ce li se cuvine. Dezvoltatorul a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de înșelăciune în formă continuată. Vaccinul anti-HPV este tot mai cerut în farmacii, unde se fac și liste de așteptare. Ce planuri are Ministerul Sănătății pentru acest ser, care poate preveni mai multe tipuri de cancer, aflați imediat. O singură persoană aflată pe litoral aruncă în natură 29 de kilograme de plastic într-un an. Este concluzia la care au ajuns ecologiștii, care au calculat pentru prima dată cât de mult poluează oamenii plajele și marea. Sunt gunoaie chiar și pe fâșii de nisip izolate, sălbatice, unde nu credeam că ajunge nimeni. Grav este că și Dunărea poartă spre mare o cantitate impresionantă de deșeuri, peste 4 tone zilnic, potrivit unor experți din Viena. Suntem pe plaja Edighiol, o zonă aflată în rezervația științifică a Deltei Dunării, o zonă în care oamenii ajung foarte puțin și foarte rar, dar totuși iată că este plină de foarte multe deșeuri aduse de mare. Doze de aluminiu, peturi, ambalaje și tot felul de resturi din plastic. Ecologiștii au găsit fâșia de nisip spălată de mare, tixită de gunoaie. La fiecare pas, în orice direcție, erau deșeuri aduse de curenți la mal. Și vegetația este plină de deșeuri aduse de vânt. Într-un singur an, activiștii au adunat aproximativ 2500 de gunoaie de la Edighiol, zona comună dintre lacul Sinoe și Marea Neagră. În 2020, o singură persoană aflată pe litoral a produs 33 de kilograme de deșeuri din plastic. Arată calculul făcut de ecologiștii români în baza unui studiu al cercetătorilor Universității din Viena. Doar 4 kilograme au ajuns în centrele de reciclare, restul în natură. În total, 3500 de tone de plastic au sfârșit pe plaje sau în mare. Chiar și când nu sunt turiști pe litoral, gunoaiele nu lipsesc din Mamaia și Constanța. Saci din plastic, sticle, peturi, zac în nisip. Gunoaie de toate felurile. Măști, cutii, sticle. Dar ce scoți de mare? Pungi de plastic, tot le scoți la unde. Dunărea este și ea sufocată de gunoaie lăsate la voia întâmplării în județele riverane. O cantitate considerabilă ajunge să se verse tot în mare. Deșeurile care nu se adună, care rămân abandonate în natură, da, și sunt plimbate de ploi, de vânt, ajung în Dunăre și în cele din urmă în Marea Neagră. La Constanța avem 3500 de tone. Se spune că Marea Neagră este mai poluată decât Marea Mediterană, iar plasticul predomină. Peste 86% din deșeurile care se ajung în Marea Neagră sunt din plastic. 4,2 tone de plastic ajung zilnic din Dunăre în Marea Neagră, potrivit studiului realizat de Universitatea din Viena. Plasticul ajunge microplastic mărunțit și mai departe se incorporează în tot ce înseamnă vietăți, de la nevertebrate până la pești și până la delfini. Mă refer la nevertebrate și pești pe care noi îi consumăm și îi consumăm prin tratare termică și acest plastic se denaturează în aceste condiții, ajungând extrem de periculos, cancerigen. Potrivit ecologiștilor de la Mare Nostru, 2019 a fost cel mai murdar an. Atunci au fost adunate de pe plajele monitorizate aproape 33.000 de gunoaie în sezonul estival. Recomandat cu tărie de medici, vaccinul anti-HPV câștigă teren și la noi. Sunt clinici private și farmacii care fac liste de așteptare în condițiile în care schema de vaccinare ajunge să coste peste 2000 de lei. La Ministerul Sănătății se fac planuri pentru ca vaccinul să fie asigurat de stat și pentru fete și pentru băieți până în 25 de ani. Vaccinarea anti-HPV protejează împotriva 9 tulpini periculoase de virus care pot provoca mai multe tipuri de cancer. Alexandra nu a făcut vaccinul în adolescență, iar la 20 de ani a aflat că are mai multe tulpini de HPV, două dintre ele cu risc mare de a dezvolta cancer. A urmat toate indicațiile medicale, iar doctorul i-a spus că nu mai are virusul și a recomandat să se vaccineze. Însă tânăra nu își permite să cumpere serul, pentru care ar trebui să plătească mai mult de 2000 de lei. M-am gândit la cancer, adică asta a fost prima reacție, la asta cred că se gândesc toate femeile care află de HPV. Mi-a fost frică să nu fac eu cancer, să-mi dau mai departe. Ai făcut vaccinul? Nu l-am făcut, pentru că e scump.
Există peste 150 de tipuri de human papillomavirus, iar infecția cu HPV afectează atât femeile cât și bărbații. Virusul se transmite prin contact sexual sau orice contact direct pe piele. Specialiștii consideră că peste 90% din cazurile de cancer de col diagnosticate sunt provocate de HPV. Mai mult, infecția este responsabilă pentru alte tipuri de cancer sau alte afecțiuni grave. Nenumărate cancere orele, care sunt mai frecvente la bărbați decât la femeie, prin urmare trebuie vaccinați și băieții. Două tulpini sunt responsabile de negii venerieni. Medicii spun că inclusiv persoanele care au avut una sau mai multe tulpini ar trebui să se imunizeze, pentru că acest lucru poate preveni reinfectarea sau infectarea cu alte tulpini. Există studii care arată că în timpul tratamentului pentru infecția cu HPV cu risc oncogenic crescut, dacă femeia începe să se vaccineze, se pare că vindecarea sau negativarea sau clearance-ul HPV-ului se face mai repede și este de mai lungă durată. În funcție de vârstă sunt necesare 2 sau 3 doze de vaccin. Fetele care au între 11 și 15 ani au nevoie de 2 injecții la interval de cel puțin 6 luni. Pentru cele care au împlinit 15 ani sunt necesare 3 injecții după următoarea schemă. A doua doză se face la cel puțin o lună după ce a fost administrată prima, iar a treia la cel puțin 3 luni după a doua. În România, vaccinul este gratuit în acest moment pentru fetele cu vârste între 11 și 18 ani. În ultimii 3 ani, în România, prin programul Ministerului Sănătății, au fost vaccinate peste 105.000 de adolescente. Autoritățile iau în calcul extinderea vaccinării anti-HPV pentru băieți și fete cu vârsta de până la 25 de ani. Aparatură de 10 de milioane de lei zace nefolosită de mulți ani în secțiile de poliție din țară din lipsă de personal. Sunt sisteme care ar fi trebuit legate la serviciul de urgență 112 încă din 2014. Dezvăluirea a fost făcută de polițiștii sindicatului Europol imediat după ce sistemul pilot de monitorizare cu brățări electronice a agresorilor s-a amânat. Ministerul de Interne a anunțat că nu are aparatură și nici oameni. În urma unui proiect implementat de STS, în perioada 2011-2015, toate polițiile orășenești din România au fost dotate cu aparatură specială legată direct la sistemul de urgență 112, astfel încât atunci când o persoană sună după ajutor să fie conectată automat la cea mai apropiată secție. Nu se întâmplă asta, iar uneori reacția este întârziată. Eu pot să vă spun că am văzut nenumărate astfel de echipamente care erau puse undeva în colțul unui birou, acumulau praf, erau cu mileu pe ele sau cu bibelou pe ele, neatinse, nefolosite vreodată. În momentul de față, la nivelul unui județ, informația dintr-un oraș este preluată de dispecerul din municipiul reședință de județ, ulterior transmis telefonic la poliția din acea localitate, de acolo poliția îl contactează din nou pe cel care a sunat la 112 și abia ulterior este direcționată practic patrula de poliție. Faptul că aparatura nu e folosită a ieșit la iveală de la cazul Caracal în iulie 2019. Atunci, STS a comunicat că proiectul a fost finalizat în anul 2014, că sistemele sunt funcționale și au fost puse la dispoziția dispeceratelor de oraș, dar și că este în sarcina poliției să angajeze operatori. 3 proiecte, dacă intrăm pe fiecare dintre ele, vedem pe de o parte 10.349.000 de lei, dintre care finanțarea nerambursabilă este de 7 milioane de lei. La al doilea proiect avem 10.900.000 de lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 8.800.000. Potrivit estimărilor Centrului Operațional al IGPR, ar fi nevoie de 786 de operatori care să lucreze la dispeceratele poliților de oraș. Cum nu-i avem, aparatura zace nefolosită. Deocamdată, conducerea Poliției Române nu a oferit un punct de vedere despre această situație. Belgia devine prima țară din Europa cu săptămâna de lucru de 4 zile. Angajații pot lucra 10 ore pe zi ca să poată avea mai multe libere cu același salariu. Dacă stau mai puține zile la serviciu, sunt mai eficienți, spun cei care au testat acest proiect pilot, de care încep să fie interesate și unele companii de la noi. Angajații belgieni și-au câștigat dreptul de a munci doar 4 zile pe săptămână în loc de 5, fără pierderi din salariu. Companiile vor putea respinge cererile angajaților pentru acest program nou cu condiția să-și explice refuzul în scris. C'est de pouvoir justement faire mon travail, mais d'arranger pour que passer plus de temps avec ma famille, pour justement
pouvoir mieux gérer mon agenda aussi personnel. Puisque, quand quelqu'un est plus autonome, il va être plus dans le bonheur, il va être plus serein, il va pouvoir mieux s'organiser dans sa vie privée et être plus performant dans sa journée également au travail. Donc je pense que tout le monde a gagné. Și într-o companie multinațională care are 20 de angajați în România, s-a făcut primul pas pentru săptămâna de 4 zile. Chiar începând de luna aceasta, fiecare a treia vineri din lună, sărbătorim Mental Health Day și este o zi liberă pentru toată lumea. Eu văd ca pe un prim pas înspre ziua, săptămâna de lucru de 4 zile. O tendință de urmărirea productivității muncii, mai degrabă decât a numărării orilor, a numărării zilelor. Iar pandemia cumva ne-a arătat că acest work-life balance este foarte, foarte important și cumva trebuie să alocăm timp și pentru noi și pentru familie. Domeniile unde ar putea fi implementat în prima fază acest program sunt construcțiile și IT-ul. Ar putea folosi ca un instrument de calibrare un picuț a acestor creșteri salariale. Ca să facă față dinamicii pieței muncii astăzi, domenii ca IT-ul, unde creșterile și competiția sunt foarte mari, construcțiile, acolo unde se discută din ce în ce mai mult, de exemplu, de tăierea celor subvenții pe care le acordă statul. Pentru că pandemia pare că se apropie de final, multe companii vor să își cheme angajații la birou în perioada următoare. Angajații, deja unii dintre ei cer să nu fie chemați într-o anumită zi la muncă sau anumite două, trei zile la muncă, ci să vină atunci când consideră ei că este nevoie. Se poate contrazice puțin nevoia companiei sau nevoia clienților companiei de a avea meeting-uri cu acești oameni, de a avea în față. Marea Britanie și Spania au lansat programe pilot pentru a testa acest sistem. În Brazilia, cel puțin 55 de oameni au murit în alunecări de teren și inundații după ce într-o regiune montană din apropiere de Rio de Janeiro a plouat în 3 ore cât media precipitațiilor dintr-o lună întreagă. Peste 180 de soldați au sprijinit pompieri în misiuni de salvare pe străzile orașului Petropolis. În zonă, ploile din 2011 au lăsat în urmă sute de morți, iar acum există temeri că numărul victimelor ar putea crește semnificativ. Președintele brazilian, care este în vizită în Rusia, a transmis pe Twitter că le-a cerut miniștrilor din guvern să acorde ajutor imediat comunităților afectate. O reclamă neobișnuită lansată în Statele Unite în pauza Super Bowl le-a captat atenția în mod special celor care urmăreau finala campionatului de fotbal american. Clipul de un minut promova o platformă de tranzacționare a criptomonedelor și a atras un număr uriaș de vizitatori pe site-ul companiei, atât de mulți încât serverele au cedat. Zecile de milioane de americani care au urmărit de acasă, de la prieteni sau din baruri, finala campionatului de fotbal american au văzut una dintre cele mai neobișnuite și mai simple reclame din istoria Super Bowl. În pauza meciului, timp de un minut întreg, un cod QR s-a plimbat pe ecranele televizoarelor. Did you get it? No. Did you? No, I'm filming you getting it. Nu e de mirare că în unele baruri oamenii au făcut galerie mai mult pentru cei care încercau să prindă codul cu telefonul mobil decât pentru cele două echipe care își disputau trofeul. Mai ales că imaginea amintea de o scenă celebră din serialul The Office. There's this cube on the screen and it bounces around all day and sometimes it looks like it's heading right into the corner of the screen and at the last minute hits a wall and bounces away. Până la urmă, misterul s-a dezlegat. Reclama era pentru o platformă de tranzacții cu criptomonede. Cei care au reușit să citească tot codul QR au primit la înscriere echivalentul la $15 în criptomonedă. Numai că numărul uriaș de curioși a blocat serverele. Potrivit reprezentanților companiei, 20 de milioane de oameni au intrat pe site într-un singur minut. Creatorii reclamei au primit laude pentru ingeniozitate. Au fost însă și voci care au susținut că cele $13 milioane, cât a costat minutul de publicitate în pauza Super Bowl, ar fi fost mai utile dacă erau folosite pentru a îmbunătăți rețeaua de servere a platformei. Compania și-a îndeplinit însă scopul. Reclama a fost aplaudată mai ceva ca un eseu. În paralel cu Jocurile Olimpice, chinezii au ridicat un orășel de gheață dedicat sportului. Îl vizităm și noi după o scurtă pauză.
Jocurile Olimpice de iarnă sunt în plină desfășurare la Beijing, iar în orășelul de gheață ridicat la marginea capitalei chineze, sute de sculpturi omagiază Olimpiada Albă, reprezentând, de exemplu, mascota, evident, un urs panda, dar și torța olimpică. Sculpturile sunt luminate spectaculos, mai ales că tocmai a început tradiționalul festival al lampioanelor.